Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Apahida, județul Cluj. Cu acest prilej, ierarhul a binecuvântat lucrările efectuate până în prezent la noua biserică din localitate, închinată Sfântului Apostol Andrei, care este aproape finalizată, urmând ca de anul viitor să înceapă pictura în tehnica frescă. Ierarhul a oficiat prima sfântă liturghie în acest locaș de cult, slujbele fiind săvârșite până acum în demisolul bisericii. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre așteptarea oamenilor pentru venirea Mântuitorului. Multe generații de oameni l-au așteptat, pentru că viața lor, fără de Hristos, n-avea sens, n-avea frumusețe, n-avea profunzime. Generații întregi de oameni, neamuri întregi de oameni, L-au așteptat știind că mântuirea, izbăvirea lor din păcat și din moarte va avea loc prin El, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aveau un ideal și idealul neamurilor acestora s-a împlinit la Crăciun, când Domnul a venit să se nască și să crească, să ne mântuiască. Idealul celor din Vechiul Testament s-a împlinit acum, la Crăciun. Acum este plinirea vremii. Pentru activitatea pastorală și administrativă, înalt preasfințitul părinte Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh Sorin Lucian Trâncă, iar primarului comunei Apahida, Grigore Fati, i-a acordat ordinul Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin. În această zi de duminică, de dinaintea nașterii Domnului, comunitatea bisericească din localitatea Apahida a trăit o frumoasă filă de istorie bisericească locală. Și anume, prezența înalt preasfințitului părinte, mitropolit Andrei, în mijlocul nostru, care ne-a dus colindul binecuvântării noii biserici din localitate. Sărbătoarea aleasă în comunitatea eclezială a celor din Apahida. Bucurie euharistică pentru credincioșii acestei parohii, ospăț duhovnicesc al cuvântului prin prezența părintelui nostru, arhiepiscop și mitropolit Andrei, cel care a poposit în mijlocul acestei parohii pentru a sfinți, pentru a binecuvânta lucrările care s-au săvârșit aici, mutându-se comunitatea eclezială de la demisolul bisericii în corpul bisericii. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul Sfântul Ierarh Nicolae din Cluj-Napoca, iar grupul de copii Kids Sing a susținut un concert de colinde.